Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să știți că cea mai mare piedică care o întâlnesc, și am întâlnit-o în special în România anul acesta, care m-a cutremurat, au fost pocăiții care trăiesc păcăliți. Și oamenii spuneau, de ce vrei tu să fii eu ca pocăitul ăla? Eu sunt nepocăit, dar eu sunt corect în afacerile mele. Și am avut afaceri cu pocăiți de-ai tăi. Și ăia m-au înșelat la bani. Și ăia au încercat să fure și așa mai departe. Și a spus, nu, ăia nu sunt pocăiți, ăia sunt păcăliți. Pentru că diavolul îi păcălește crezând că mințând și furând și înșelând și băgând un dolar extra în buzunar vor fi fericiți, dar vor merge în fundul iadului. Dar diavolul și pe tine prin ei caută să te păcălească, pentru că tu, în loc să te uiți la Iisus, te uiți la ei. Și nu se merită pentru astfel de oameni să mergi în iad, dacă jertfa lui Iisus e valabilă și pentru tine. Cât de tragic este să te auto-înșeli. Te poate înșela altul, dar să te înșeli singur este cea mai mare tragedie. Și nu numai asta, dar sângele celor care trebuie să fie mântuiți pe mâinile celor păcăliți, care se numesc pocăiți, și vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, pentru că din pricina lor, oamenii n-au venit la mântuire. Și ăsta e un lucru groaznic. Să știi că prin trăirea ta, oamenii s-au dus în iad. Pentru că a zis, decât ca ăsta, mai bine cum sunt eu, că eu sunt mai corect decât omul acela. Credem, avem credință, ne-am născut ortodox. Și eu îi spun, da, și eu m-am născut președintele Americii. Și încep să râdă. Păi zic, așa râd și eu de tine ce-mi spui. Cum poți să te naști ortodox dacă tu ești păcătos? Domnul Iisus spune, trebuie să te naști din nou. Nu poți să te naști ortodox așa cum eu nu pot să mă nasc președintele Americii. Faptul că m-am născut în spital, n-am devenit doctor. Sau că s-au născut copii în avion, n-au devenit piloți. Deci trebuie să înțelegem și apoi... Oamenii trebuie conștientizați că nu are religia a face cu mântuirea cu Dumnezeu. Credința este singura cale care te unește cu Dumnezeu sau care te aduce la pocăință, la cunoaștere. Da, și ei spun că au credință și atunci am spus, bine, hai să o testăm, hai să vedem ce-ți dă credința ta. Crezi că ai păcat iertate? Păi nu știu. Crezi că ai siguranța veșniciei, că mergi în cer dacă mor? Păi nu știu. Ca să știți că înșelarea creștinilor este lucrul ăsta. Zice, eu nu trebuie să mărturisesc. Eu nu mă leapă de Iisus. I-a zis, ba da. Când tu cunoști adevărul și nu-l faci cunoscut, tu te lepezi de adevăr. Iisus spune, cine mă mărturisește la oameni și eu îl mărturisesc. Dar cine se va lepăda de mine? Cum? Nemărturisindu-mă. Știind adevărul. Orice credință modernă, sunt oameni care au bani astăzi, cum am amintit. Dacă mă lasă cânt, îți dau atâta. Și foarte mulți astăzi nu mai trăiesc sub călăuzirea Duhului Sfânt. Spunea A.W. Tozer că dacă s-ar fi luat Duhul Sfânt la începutul creștinismului, astăzi n-ar mai fi fost creștini. Și tot el spunea, dacă astăzi se ia Duhul Sfânt, 95% din biserici își vor continua programele. Așa am devenit de experți. Ne merge numele că trăim, dar suntem morți. Pentru că Hristos, Duhul Sfânt, trebuie să aibă călăuzire. Nu în programele noastre, în întâlnirea noastră. Noi nu ne întâlnim la programe și nu ne întâlnim la servicii. Ne strângem ca să ne întâlnim cu Iisus. Nu facem spectacole. Astăzi cele mai mult numai spectacole. De ce? Bisericile au devenit, așa să zic, locașuri unde să aducem clienți. Și dacă îi supărăm, ne pierdem clienții.
Și spunea cineva și în America, zice, dacă expun păcatele din biserică, biserica rămâne goală. Înțelegeți? Și am ajuns astăzi să-i punem pe cei cu bani, ca Anania, să-i punem la amvoane să predice. Și nu mai e discernerea că el nu e un copil al lui Dumnezeu, sau chiar senatori, sau chiar oameni mari. Am spus că vin prin biserici, prin America, că e senatorul cu tare, dar e copilul Domnului? Nu, atunci n-are ce căuta la amvon. Dacă nu-i copilul Domnului, n-are ce căuta, poate să aibă el președintele României să fie. Dacă nu-i copilul Domnului, eu nu-l pun în biserică la amvon, pentru că amvonul acela este locul unde se predică Evanghelia și nu politică. Și noi ne compromitem cu așa ceva pentru că e un om mare. Și a spus, dar omul ăsta mare, dacă tu te duci la senat, la casa lor, te pune să predici? Nu. Și atunci tu de ce îl pui în casa Domnului? Și nu mai este această discernere a sfințeniei lui Dumnezeu în biserici. Deosebirea duhurilor. Acoperim păcatele, tolerăm păcatele. Stimați ascultători, doamnelor și domnilor, vă salutăm din nou în cadrul emisiunii Un Nou Început. Și în acest an avem bucuria și plăcerea să-i avem alături de noi pe Mirela și Doru Neamțu, misionari, fratele este și pastor în Statele Unite ale Americii. Îi salutăm cu toată inima, ne vor vorbi despre noile începuturi, noile zone în care lucrează an de an răspândind Evanghelia. Vreau să vă spun un bun venit, vă mulțumesc că ați pășit din nou în studiourile noastre și vreți să ne împărtășiți ceea ce Dumnezeu v-a pus pe inimă pentru ascultătorii Vocii Evangheliei. Mulțumim pentru invitație. Bine v-am găsit. Care sunt noile oportunități despre care vom vorbi în acest episod sau în episoadele următoare? Noile zone în care ați început lucrarea anul acesta? Mulți mă cunoașteți, cum a spus, ca Doru Neamțu, pastor. Ca și Pavel, vreau să fac o introducere. Chiar m-am gândit pe de-a lungul anilor, de 24 de ani de când îmi slujesc pe Dumnezeu, sunt fiu de pușcăriaș, pușcăriaș pentru credință, bineînțeles, nu pentru fapte rele, tatăl meu a fost închis pentru credință, apoi expulzat din România pentru credință, pentru că am fost creștini, apoi am devenit misionar în Statele Unite, contrabandist, profesionist de contrabandă de Biblie în țările comuniste musulmane, unde se plătește un mare preț de a avea o Biblie, 2 ani de pușcărie, sau în Coreea de Nord astăzi este execuție pentru o Biblie sau viață în pușcărie. Omul cu pâine, mai mi se spune, în America restaurantele la ora închidere aruncă pâine la gunoi și o soră din Siria, fosta răboaică, mi-aduce această pâine pe care o distribui la văduve, la săraci, la surorile Mariei care provin din Germania și o mare binecuvântare la țigani care au fugit din România în America. N-am cerut această lucrare, dar Dumnezeu mi-a arătat o ușă și văd câtă binecuvântare. Chiar și în Mexico ducem pâinile acestea. Și acolo sunt săraci. În foarte. America, chiar dacă e țara tuturor posibilităților, și în Mexic, cum spuneați dumneavoastră, mulți nu au pâinea cea de toate zilele. Sigur, sigur că da. Apoi păstor la evrei în Arizona, bătut, dat afară de la serviciu, scuipat pentru că am predicat Evanghelia pe stradă. Devenit și eu pușcăriaș ca și tatăl meu în America pentru că am predicat Evanghelia, arestat, încătușat și aruncat deci, în pușcărie pentru Evanghelie. Așchia nu sare departe de trunchi, cum spune proverbul, dacă tatăl dumneavoastră a ales să sufere pentru Hristos și a făcut-o așa cum au făcut-o mulți înaintași și dumneavoastră mergeți pe același drum. Da, când am fost arestat, soția a sunat pe tata în România să se roage. Și când a venit acasă, soția zice, m-am mirat de reacția tatălui tău. Zic, ce reacție? Zice, când i-am spus că ai fost arestat, el a început să râdă și a zis, ce a trebuit atât de mult? Eu știam că îi vine râdul și lui, pentru că un om care este în clocot pentru Dumnezeu, un om, cum spunea Iisus, care vrea să trăiască neprihănire, va fi prigonit. Și ăsta e semnul că trăiești în neprihănire. Ăsta e semnul dacă dai mâna cu ei, dacă ești moale, dacă nu vrei să-L mărturisești pe Iisus, o să ai viață bună. Cum spunea fratele Lam din China, care a petrecut 25 de ani de zile în pușcărie, zice, creștinii de azi nu mai sunt sarea pământului pentru că au devenit zahărul lumii. Adică să fim dulci, oamenii să nu ne amenințe, să nu îi călcăm pe bătătură, să încercăm să ne compromitem cumva cu ei, să-i tolerăm, dar adevărul și lumina trebuie să străpungă întunericul și oamenilor nu le place adevărul. Dar într-o perioadă ca aceasta în care ai senzația că
sunt într-o letargie și bisericile și mulți creștini. Mai există oameni în clocot pentru Dumnezeu? Există și am întâlnit peste tot unde a fost, ca să spun mai recent, chiar la Oradea. În Sfânt Andrei avem un prieten păstor acolo, căruia Dumnezeu a vorbit și a arătat o viziune nouă. I-a spus, nu mai sta așa în lenevie, în nepăsare, în biserica de unde ești, ieși afară. Consumator de predici. Da, ieși afară și mergi și am să-ți dau o viziune. Om cu 8 copii a plecat, ca și Martorul Iehova, să zic așa, pionerește. A intrat în sat, satele de lângă granița cu Ungaria, care sunt părăsite. Sunt adunări în Oradea, vreo 20 de adunări. Dar nimeni nu-i pasă de acești oameni. În Ateiaș, în Cheresig, în atâtea locuri unde fratele acesta s-a dus și din casă în casă a mers. La ora actuală deja sunt 4 biserici. De exemplu, una din Cefa, într-un an de zile, peste 100 de membri a avut și are. Și am fost cu dânsul, el e plin de pasiune, el a avut împotrivire de la biserică, că ai gărgăuni, că astea sunt prostii, cum să te duci tu singur, dar când a văzut că, de fapt, să știți că dacă nu este colectivitate și dorință de a merge, nu faci nimic. Oamenii acesta sunt deschiși la Evanghelie, sunt însetați, într-adevăr nu cunosc scripturile. Sunt foarte însetați, dar sunt foarte brainwash, cum zice în engleză, sau spălare de creier, de influența aceasta ortodoxă și catolică. Credem, avem credință, ne-am născut ortodox și eu le spun, da, și eu m-am născut președintele Americii. Și încep să râdă, păi zic, așa râd și eu de tine ce-mi spui. Cum poți să te naști ortodox dacă tu ești păcătos? Domnul Iisus spune, trebuie să te naști din nou, nu poți să te naști ortodox așa cum eu nu pot să mă nasc președintele Americii. Faptul că m-am născut în spital, n-am devenit doctor. Sau că s-au născut copii în avion, n-au devenit piloți. Deci trebuie să înțelegem și apoi oamenii trebuie conștientizați că nu are religia a face cu mântuirea cu Dumnezeu. Credința este singura cale care te unește cu Dumnezeu sau care te aduce la pocăință, la cunoaștere. Da, și ei spun că au credință și atunci am spus, bine, hai să o testăm, hai să vedem ce-ți dă credința ta. Crezi că ai păcat iertate? Păi nu știu. Crezi că ai siguranța veșniciei, că mergi în cer dacă mor? Păi nu știu. Și chiar i-am spus la un om, zic, păi înseamnă că credința ta nu e bună, aruncă la gunoi. Păi aruncă dumneata la gunoi, zice el. Dar de ce să o arunc eu pe a mea, când a mea îmi dă siguranța iertării păcatelor, când a mea îmi dă siguranța veșniciei, când a mea îmi dă siguranța că sunt copil al lui Dumnezeu, de ce să o arunc eu? Zic, trebuie să vezi dacă credința ta e bună, pentru că credința nu se moștenește, se primește. Și credința vine în urma auzirii și auzirii prin cuvânt. Și noi trebuie să înțelegem că ne naștem păcătoși, păcatul se moștenește, nu credința. Și trebuie să primim această credință, credința în Iisus e singura credință, dar sunt atât de îmbâxiți de tradiție, de datini și de amenințările preoților care spune dacă tu te duci la pocăiți, nu te mai îngrop, n-ai să mai vezi anumite lucruri și omul disperat o să mor. Păi i-am zis și un câine mort îl îngropi și problema morții tale după ce morți nu e a ta. Că tu ești mort, ia lor, celor vii, că trebuie să scape de tine. Problema ta e unde te duci. Înțeleg. Deschide-ți inima ta și ascultă cântarea.